Mircea Lucescu este cel mai bun antrenor român din istorie și nu exagerez deloc când zic asta. Iluce a adunat în toată cariera sa 38 de trofee, al doilea cel mai titrat antrenor din istoria fotbalului. Iar în acest moment și-a anunțat retragerea din fotbal definitivă, nu se va mai întoarce să mai antreneze nicio echipă după spusele sale și m-am gândit ca în acest episod să construim o echipă formată din cei mai buni jucători antrenați de Lucescu. Nea Mircea are în palmares niște nume de echipe foarte mari, Internaționale Milano, Galatasaray, echipa națională a României pentru că era generație superbă, etc. Și în acest moment vom construi primul 11 al acestei echipe. Începem în poartă cu Gianluca Pagliuca, un portar pe care Nea Mircea l-a antrenat la Internaționale Milano. Și acest Pagliuca, pe care eu sincer nu-l știam pentru că sunt foarte tânăr, este considerat unul dintre cei mai buni portari din istoria Naționalei Italiei. Un portar care are peste 600 de meciuri în fotbalul mare și a participat cu Naționala Italiei la majoritatea turneelor la care a putut să o facă. Din păcate, acesta nu are un card pe FIFA, dar are acest hero de 90 overall făcut concept de un fan al său, așa că o să-i creăm acest card și o să-l punem în carieră de primul jucător al echipei noastre. Continuăm însă cu cineva care are teoretic card la FC 24 și are card de Icon. Încă un jucător de la Internaționale Milano, avem destui de acolo, și anume Javier Zanetti, argentinianul, nu cred că mai are nevoie de o introducere, cred că toată lumea îl cunoaște pe un jucător care a fost coleg și cu Cristi Chivu la Inter, dacă țin eu minte bine, și este un jucător care poate juca atât fundaș dreapta, cât și mijlocaș defensiv, cât și fundaș stânga și evident un jucător excelent pentru apărarea noastră, care din păcate suferă. Și continuăm acum cu fundașul central, de fapt cu cuplul de fundaș central, pentru că amândoi sunt jucători ai Naționalei Turciei, pe care a antrenat-o Nea Luce și îl avem așa, pe Merih Demiral de la Al Ahly și pe Soyuncu, fost la Leicester City, actual la Atletico Madrid. Amândoi cred că au chemistry și cred că se vor înțelege bine și amândoi cu 77 overall nu sunt cei mai buni fundași centrali. Teoretic aveam de unde să aleg, dar ar fi însemnat să creez alți jucători și n-am mai vrut să creez alți jucători în afară de portarul echipei de Pagliuca. Puteam, bineînțeles, să-l aleg pe Gică Popescu, pe Baci, care a câștigat Cupa UEFA punea Mircea antrenor, dar nu o să mai creăm al jucător, rămânem cu acești turci și continuăm cu poziția de fundaș stânga, unde avem un jucător antrenat mai recent de Nea Mircea, și anume Mikolenko de la Everton, fotbalist pe care Nea Mircea l-a antrenat la Dinamo Kiev și este un jucător cu potențial, 24 de ani dacă nu mă înșel, cine știe, poate va ajunge un fotbalist la fel de bun ca un alt fundaș stânga care joacă în Premier League, Zinchenko, pe care din păcate Nea Mircea n-a apucat să-l antreneze. Și pătrundem frumos în linia mediană, unde pentru prima poziție am stat foarte mult să gândesc pe cine să aleg. Aveam două variante, Henrik Mkhitaryan, pe care Nea Mircea l-a antrenat la Shakhtyor, sau pe Hakan Çalhanoğlu de la Naționala Turciei. Și sincer am mers pe Henrik Mkhitaryan, deoarece acesta a făcut o postare pe contul său de Instagram când s-a retras Nea Mircea, mulțumindu-i pentru tot ajutorul pe care i-l-a oferit antrenorul român în perioada în care Mkhitaryan a fost transferat la Shakhtyor Donetsk, și am zis să-l aleg pe el pentru că are o mai strânsă legătură cu Nea Mircea decât Çalhanoğlu. Și când vorbim de legături strânse, nu putem să lăsăm la o parte pe regele Gică Hagi, care bineînțeles a fost și el antrenat de Nea Mircea în mai multe ocazii, mi se pare că și la Brescia, și la Galatasaray, și la Naționala României. Deci este clar un jucător care nu putea să lipsească din această echipă, regele Hagi. Nu cred că mai e nevoie să vă mai zic nimic de Gică Hagi, așa că să continuăm la următorul fotbalist antrenat de Nea Mircea. Nu mai știu la ce echipă exact, dacă la Internaționale Milano, dar nu țin minte ca Pirlo să fi jucat la Inter. Da, și am zis deja Pirlo. Pirlo a fost antrenat de Nea Mircea Lucescu și asta chiar nu mi-a venit să cred când am auzit. Andrea Pirlo, un jucător cu inteligență foarte mare pe teren, a devenit și el între timp antrenor. Nu este chiar la un nivel foarte mare ca antrenor, a fost la Juve o scurtă perioadă de timp, dar nu s-a descurcat foarte bine, însă aici pentru echipa noastră este exact ce lipsea și putem intra în acest moment în trioul din atac. Bineînțeles, v-ați dat seama că avem 3 atacanți în această echipă și începem cu primul, care nu este cel mai bun din acest atac, dar este cel mai recent atacant antrenat de Mircea Lucescu, și anume Tsigankov, care a ajuns la Girona, surpriza din La Liga. Tsigankov mi se pare că a fost antrenat când era la Dinamo Kiev de către Nea Mircea Lucescu și un jucător care s-ar putea să devină un superstar, bineînțeles joacă la
una dintre revelațiile fotbalului spaniol și sigur, sigur l-a ajutat Lucescu acolo, la mental cel puțin, să-și dorească mai mult din cariera sa de fotbalist și urez multă baftă lui Tsigankov. Și acum, ceilalți doi jucători sunt adevărate legende. Și primul dintre ei este Roberto Baggio, codița fermecată, care, bineînțeles, cred că toată lumea îl cunoaște, a avut și un film documentar pe Netflix pe care vi-l recomand să-l urmăriți, l-am urmărit și mi-a plăcut foarte, foarte, foarte mult. Roberto Baggio a antrenat la Inter sau la Brescia? Iar nu știu unde a fost antrenat de Iluce, dar dacă o să pun aici pe ecran, stați voi liniștiți, voi o să știți, eu o să știu doar la editare. Și Roberto Baggio, bineînțeles, foarte mulți italieni în această echipă. Avem portarul, avem Pirlo, avem pe Baggio, trei italieni, atât am numărat până acum, s-ar putea să-mi scape, dar cred că mai avem pe bancă de rezerve. Și ultimul jucător din primul 11 este Ronaldo, il fenomeno Ronaldo Brasiliano, Ronaldo Nazario, care a fost antrenat în perioada în care era la Inter Milano și Mircea Lucescu a și declarat că este cel mai bun jucător pe care acesta l-a antrenat vreodată. Deci e clar, așa arată echipa formată, băieți, primul 11, însă avem câțiva jucători și pe banca de rezerve. V-am zis de Calhanoglu. O să vă adaug și un român aici, românul pe care l-a antrenat cel mai recent Mircea Lucescu, Tudor Băluță, în perioada când Băluță juca la Dinamo Kiev. Îl mai avem pe un alt de la Getafe, un atacant de 82 overall și el cred că poate să devină un jucător interesant. Și Ikunder de la Naționala Turciei, un alt tur pe care l-a antrenat când era selecționer Lucescu. Celik și el acolo de la Naționala Turciei. Stepanenko, pe care Iluce l-a antrenat la Shakhtar Donetsk și încă este la formația ucraineană Stepanenko. Și mai avem încă un nume mare care este rezervă doar. Willian, brazilianul Willian, a fost antrenat de Lucescu. De asemenea, mai erau câțiva jucători care nu sunt în FIFA, dar pe care i-a antrenat Lucescu și încă activează. Îl avem pe Douglas Costa, un jucător foarte, foarte bun la vremea sa, la Juventus, la Bayern München. După aia, din păcate, a decăzut. Acum mi se pare că e în campionatul brazilian. Și cam atât, ăștia mi-au venit acum aminte. Alți jucători legendari antrenați de Lucescu, bineînțeles, Gică Popescu, Adilie. Adică Lucescu pe unde s-a dus ca antrenor și-a luat românii după el, n-a uitat de unde a plecat. Și da, băieți, cam asta este echipa, o vedeți și voi în aceste momente pe ecran și o vom băga, bineînțeles, în Premier League și în Champions League și haideți să vedem cum se descurcă. Sezonul echipei formate din cei mai buni jucători antrenați de Mircea Lucescu, da, foarte lung titlu, s-a terminat. Și haideți să vedem pe ce loc a terminat echipa lui Mircea în Premier League. Vedem, nu e în locul 13, nu e în locul 11, 10, 9, ok. What the fuck, Liverpool? Ce caută Liverpool aici? Nu mai contează. Newcastle pe 8, pe 7 Chelsea, ok, de suntem în top 6, hai să vedem top 5, da, reușim top 5, ia, top 4, da, reușim top 4, Manchester City a terminat pe 5, de-abia acum realizez, ok, top 3, da, suntem în top 3, Manchester United a fost pe 4, top 2, suntem în top 2, băieți, adică ori noi, ori ce altă echipă a mai rămas, nici nu știu, deci... Nu știu cu cine ne-am bătut la titlu, hai să vedem dacă am să câștigăm. What the fuck? Aston Villa a fost pe locul 2 și noi am fost pe primul loc, băieți, și echipa lui Mircea Lucescu. Îmi venea să zic Shakhtar Donetsk, bine, asta e echipa pentru că am pus acolo, na, echipa unde a câștigat cei mai multe trofee. 96 de puncte, băieți, ok, început bun, i-am luat Emirates Cup, am pierdut finala cu Arsenal, mare păcat, Carabao poate, am pierdut finala cu City, ok. Și acum mergem unde contează cel mai mult. La Champions League, unde am reușit să trecem de grupa noastră, 16 puncte, ok, grupă ușurică. Mai departe contează, în runda 16-a am trecut de Lazio, 4-1 la general, bine, bine, bine. În sferturi, unde suntem, mi-am bătut pe Sevilla, din nou meci ușor, părerea mea, am avut meci cu ei și în grupă, na, am trecut 5-2 la general. Ceea ce înseamnă că a fost de semifinală. Am reușit oare să mergem în finală? Suntem în finala Champions League, băieți, i-am învins pe Manchester United și jucăm finala cu AC Milan. Este interesant pentru că e singurul trofeu pe care l-a câștigat în America Lucescu și vom juca finala în fața marii rivale, acelui de la Internaționale Milano, echipa pe care a antrenat-o Nea Mircea. Haideți să ne uităm până una alta la golgheterii echipei și bineînțeles Ronaldo Nazario, 49 de goluri și 12 asisturi, dar uitați-vă la Hagi care a avut 23 de goluri și 10 asisturi, sezon foarte bun pentru regele României.
Tsigankov și el cu 19 goluri și 7 asisturi a și crescut în overall. Baggio a avut și el 19 goluri și 11 asisturi. Pirlo 15 cu 15. Și uite, a jucat și William, 5 goluri în asist, interesant. Zanetti 64 de apariții, 4 goluri, 3 asisturi. Da, cam asta e, băieți. Acum, haideți să vedem, nu știu cum să joc. Pagliuca a crescut la 94. Păi uite, de-aia am ajuns în finala Champions League. Avem portarul de 94, da, ok. Asta e marele factor. L-am pierdut pe Calhanoglu și va trebui să jucăm cu Mkhitaryan, dar na, nu e o problemă chiar atât de mare. Ba cam e, da, ce putem să facem? Ok, haideți să mergem la finala Champions League, băieți, și să sperăm că o vom câștiga. Îl colocăm acolo cu Demiral și este șansa lui Hagi. Pasăm cu Ronaldo. Nazario poate scăpa singur cu portarul. R9 Ronaldo față cu Manian, n-are cum să rateze de acolo și este 1-0 în finala Champions League pentru Mircea Lucescu și bineînțeles că este foarte bucuros acolo pe bancă, fază creată de cei mai buni jucători pe care i-a antrenat Hagi și Ronaldo Nazario. Manager of the Mount, Mircea Lucescu, este clar, n-avea cum să nu fie. O ocazie pentru AC Milan, Fernando Torres pentru Benacer, Fernando Torres, Pagliuca. Este un adevărat zid în poarta noastră. Dar uite că până la urmă primește și gol în ultimul minut al prelungirilor din prima repriză. Chukwueze reușește să egaleze. Soyuncu pentru Pirlo. Pirlo vede foarte bine pe Tsigankov. Urcarea lui Tsigankov. Haideți să vedem pe ucrainiană. E și Ronaldo acolo. Îl pasează cu Ronaldo Nazario. În careu Ronaldo Nazario. Șutează și marchează. Cred eu golul victoriei echipei antrenate de Mircea Lucescu în finala Champions League. Ce fază aici. Reușită. Vedeți și penea Mircea. A fugit să se bucure cu jucătorii lui. Ce moment, băieți. Ce moment. Nu cred că are cum să mai piardă finala asta de Champions League. Ne-a Mircea și astfel primește și acest trofeu în vitrina sa, îl câștigă, ce să mai, finala Champions League, gol marcat de Ronaldo Nazario, dublă în acest meci și nu cred că mai este AC Milan în stare să mai facă ceva. Și uite că e o ocazie mare acum pentru AC Milan și nu se poate, marchează și egalează Rafael Leao la ultima fază a meciului. M-a luat gura pe dinainte când am zis că nu se va termina aici meciul, uite că, da, asta este, din păcate AC Milan egalează, mergem în prelungiri. Roberto Baggio acum poate scăpa pe un contraatac, italianul, îl vedem, aleargă bine, fuge și Ronaldo Nazario, vrea hat-trick-ul brazilianul Ronaldo, primește acum mingea de la Roberto Baggio, se întoarce Ronaldo și marchează hat-trick-ul! Ronaldo Nazario 3-2 pentru echipa lui Mircea Lucescu în finala Champions League. Ce finală, băieți, răsturnare de situație. Oare dacă am fi reușit să nu primim gol în prelungiri, s-ar fi terminat finala mai devreme, dar foarte bine și reușește până la urmă Ronaldo Nazario să înscrie un hat-trick. Voia el neapărat să facă hat-trick-ul în prelungiri așa, să mă țină pe mine aici. Golul minutul 99 al jucătorului cu numărul 99. Incredibil. Nici măcar nu am mai comentat, băieți. Din nou Milan nu le galează. Mi-e foarte frică să nu mai marcheze încă o dată și să mă bată. Incredibil, Fernando Torres reușește să marcheze din pasa lui Rican, dacă am văzut eu bine, cu un șut la colțul lung. Pagliuca n-a reușit să facă nimic și a primit 3 goluri în meciul ăsta. Aoleu, a doua repriză de prelungiri. Pleacă din nou în partea dreaptă și o să-i pasăm acum și cred că e perfectă pasa asta pentru Tsigankov. Haide, ucrainianule, marchează golul victoriei, tată, marchează-l, bară și poarta goală. Hagi, nu se poate, scoate Manian. Incredibil, vedeți și voi ce se bucură aici jucătorii lui AC Milan care au scăpat ca prin urechile acului. Nu pot să cred. Nu pot să cred că a scos Manian mingea asta, este ultima fază, ultimul corner. O centrare bună a lui Hagi, ar putea schimba totul, însă nu se întâmplă asta, mergem la penaltiuri. A fost o finală pe cinste, băieți, dar totul se decide acum la penaltiuri. Vom da pe centru cu Hagi și vom marca 1-0. 1-0. Trebuie să apărăm neapărat acest penalti al lui Fernando Torres și mă arunc în stânga și o prind. Andrea Pirlo va șuta tot pe centru. Încercăm tactica noastră și uite că acum nu reușește. Rican va da în dreapta. Nu pot să cred, am ghicit colțul, dar n-am apărat-o. Ronaldo Nazario șutează tot pe centru. Așa va merge.
Așa merge întotdeauna, o joc la sigur, bravo băieți, am ratat doar un singur penalti. Benacer va da pe stânga, nu pot să cred, am ghicit din nou colțul, dar m-am aruncat prea târziu. Roberto Baggio nu rata penaltiul ca în finala mondialului, bravo Baggio, bravo Baggio. Rafael Leao, o să dea pe dreapta. Nu pot să cred, de ce n-a prins-o, a dat un pic sus. Asta este Tsigankov, nu ratezi, nu ratezi. Nu ne putem permite să ratăm niciun penalti. Dacă îl apărăm acest penalti, am câștigat. Pagliuca, este momentul tău să fie eroul lui Mircea Lucescu. Pobega, Pobega, va rata. În stânga. Da, mă, da, crezut că nu o să apere, dar Pagliuca apără ultimul penalti executat de AC Milan și Mircea Lucescu reușește să câștige Champions League-ul cu echipa jucătorilor săi, cei mai buni jucători antrenați de Mircea Lucescu, reușește să câștige Champions League-ul și totul este meritul numai lui Nea Mircea. Și haideți să vedem și cum ridică trofeul, pentru că asta ne interesează. Sincer, nu mă mai așteptam să câștigăm. Am avut noroc la penaltiuri, am ghicit acolo colțurile, nu am reușit să apărăm toate penaltiurile pe care le-am ghicit, însă penaltiul care conta, ultimul, cel decisiv, Pagliuca a reușit să-l apere și merită acest trofeu, pentru că până la urmă este un portar de 94 overall. Avea 90 când am început sezonul, a ajuns la 94. Și în acest moment se pregătește ridicarea trofeului Champions League. Cine este capitanul acestei echipe? Sincer, nu prea știu. Îl vom vedea imediat în imagini și este Javier Zanetti. Da, merită banderola de capitan. Era mișto să fie Hagi. Nu-l văd pe Nea Mircea. Probabil va veni imediat să pună și el mâna pe trofeu, dar nu mai contează. Faptul este consumat, clipul este terminat. Voi dați like și subscribe. Până data viitoare, am fost Leo Vampat. Ciao, ciao!